Procesul de dezinfecție a scărilor de blocuri din Turda este în plină desfășurare. Marți, 31 martie, s-a acționat la scările de bloc din zonele Piața Romană, Piața 1 decembrie 1918, Piața Republicii, Strada Libertății, Strada Dragalina, Strada Sterca Șuluțiu, Alea Nicolae Titulescu, Strada Agriculturii, Strada Salinelor, Strada Dr. Ioan Rațiu, Strada Castanilor, Strada Avram Iancu, Strada Vasile Alexandrii și Strada Frăgăriște. Total, 137 de scări de bloc, miercuri 1 aprilie, se acționează la blocurile de pe străzile Gheorghe Barițiu, Panai Cerna, Constructorilor Baladei și Ștefan cel Mare. Total, 87 de scări de bloc, joi, 2 aprilie, Strada Rapsodiei, Strada Aviatorilor, Calea Victoriei. Total, 107 scări de bloc, vineri, 3 aprilie, Calea Victoriei, continuare, Alea Plopilor, Strada Ioan Opriș, Strada Tineretului, Strada Mihai Viteazul, Strada Zidarilor, Strada Câmpiei, Strada Stadionului. Total, 109 scări de bloc, sâmbătă, 4 aprilie, Strada Amurgului, Strada Armoniei, Strada Hațegului, Strada Lotus. Total, 120 de scări de bloc, duminică, 5 aprilie, Strada Lăcrimioarelor, Strada Macilor, Strada Narciselor, Strada Lianelor. Total, 122 de scări de bloc, luni, 6 aprilie, Strada Nuferilor, Strada Panseluțelor, Strada Toamnei, Strada Zambilelor, Strada Zorilor. Total, 101 scări de bloc. Acțiunile de dezinfecție se vor face la toate blocurile din municipiul Turda, săptămânal, timp de 7 săptămâni. Shooting stars above the city light.